Salutare, prieteni! Salutare! Bine v-am găsit aici, în grădina mea, sub copaci ăștia cu flori și simt din nou căldura din Maroc, fiindcă îmi bate soarele direct în obrazul meu dreapta, aici sunt iluminat, aici sunt, am partea întunecată. Sunt glumă la o parte, de ce facem vlogul acesta? Cine nu a urmărit, a trebuit să urmărească cele 17 episoade care am făcut în Africa, în Maroc și în Europa, fiindcă cu cele două motociclete pe care le vedeți aici am făcut 6.000 de kilometri, un test de anduranță în Maroc, am făcut off-road, am mers în deșert, am mers pe drumuri foarte proaste, am mers pe autostradă, dar permanent am mers pe un vânt puternic, chiar am prins furtuna în deșert care era să ne duboare de mai multe ori. Așa că este interesant, dacă nu v-ați uitat acolo, încercăm să facem, să vă spunem cum s-au comportat aceste două motociclete. Dacă v-ați uitat, o să înțelegeți 100%, dacă nu, tot o să înțelegeți, dar aș prefera să vă uitați la episoade. Nu o să găsim un câștigător, evident, deci sunt două modele diferite. Testul ăsta de anduranță nu a fost să găsim un câștigător, a fost pentru a vedea pentru cine recomandăm TRK, n-am nici am spus, TRK, aici avem un Norbi pe care stă 502X. TRK 502X și aici avem un TRK 702X. Cu TRK 502 am porit, avea peste 10.000 de kilometri, cu ăsta am fost eu în Grecia, deci nu a fost nou, dar TRK 702 a fost nou. Pentru acest test de anduranță am preferat eu să montăm și pe motocicleta galbenă Pirelli Rally STR Anvelope, fiindcă TRK 702 vine din fabrică cu această anvelope și am zis, hai să vedem cu același anvelope cum se comportă. Ei, prieteni, a fost un test foarte interesant. Aici pe canalul meu aveți vlog de prezentare și cu TRK 502 și cu TRK 702. Cu 502 aveți și vlogul în care am fost în Grecia, dar mergând zilnic, schimbând motocicletele între ele, atunci îți dai seama în cele 3 săptămâni Ce diferență sunt și în condițiile de drum. Atunci, și eu zic că a trebuit să facem cu mai multe modele de motociclete astfel de teste. Eu mă bucur că Benelli România ne-a căutat cu acest Pirelli să facem. Eu sunt deschis la orice producător, știți foarte bine. Dar să-ți dai seama, o motocicletă, de niște chestii mici de care vom discuta, trebuie un asemenea test de anduranță și haide să nu prelungim. Eu aici pe telefon mi-am scris foarte mult despre ce vreau să vorbesc. Luați popcorn-ul, berea, dragi iubitori de motociclism, nu va fi așa de scurt acest vlog, sperăm. În total am făcut aproape 6.000 de kilometri. Din aia 6.000 de kilometri, 2.700 pe autostradă și o să vorbim după aceea cum s-a comportat regiunea de autostradă. Celelalte kilometri am făcut pe drumuri foarte bune în Maroc, am făcut pe off-road, unde am urcat în munții Atlas la 2800 de metri, dar am prins și căutând drumuri foarte proaste în Maroc, drumuri ultra-secundare, să vedem cum se comportă și pe acele drumuri. Deci eu chiar mă bucur că am reușit să parcurgem acești kilometri și mulți ați întrebat, Otilo, ce probleme ați avut, să spuneți sincer. Haideți să vorbim despre problemele tehnice ce a avut această motocicletă. Zero. Simplu, nimic. Zero. Deci absolut nu a avut nicio problemă tehnică, dar lanțul trebuia uns. Și foarte bine, iarăși cine nu a urmărit toată aventura, Norbi este începătorul motociclist, a fost prima lui tură de aventură. El va spune, o să vorbească despre cele două motociclete ca și un începător, eu ca și care am făcut foarte multe aventuri și am mulți kilometri, nu pot să spun că sunt expert, un avansat în motociclism. Dar hai să reluăm și după aceea spunem amândouă părerile. Dar hai să reluăm, 6.000 de kilometri am făcut, eu zic că foarte bine, tot se blochează telefonul. Probleme tehnice, absolut nu. Comportament pe drumuri, haideți să vedem, Norbi, care cum s-a comportat. Evident, începem, am pornit din satul mare și am mers aproape direct pe autostradă. Deci hai să vedem regimul de autostradă. Nu știu tu ce crezi. Evident, TRK 702 la putere, la mersul pe autostradă, este mai bun. Mai okay, cu o singură condiție. Și foarte interesant, să vorbim despre protecția la vânt, toată lumea protecția la vânt interesează, evident, dacă mergi în oraș, nu contează, dacă mergi pe drumul, nu contează.
Această TRK 702, înainte să plecăm, am spus că a primit pavizul mai înalt, tot de la TRK, de se poate schimba, și șaua confort. Ei, șaua confort nu este șaua confort, sau nu, am înțeles că nu se numește șa confort, se numește șa încălzită. Aici am intrat noi un pic în, am intrat noi într-o zonă gri, fiindcă noi am crezut că e șaua confort, nu. Sunt două șe la TRK 700, TRK cu care, șava cu care vine și șava încălzită. Deci asta este problema, că asta este o șa încălzită, încălzea foarte bine, deci aș spune că când am pornit a fost frig, dar în schimb nu este o șa confort. Deci dacă a trebuit să alegem care e ideal pentru autostradă, eu aș spune TRK 702 cu șava lui 502. Trebuie schimbat. Aici, mergând cu viteză de autostradă, și credeți-mă că am încercat să nu depășim limitele de viteză în tura asta, să vedem cum se comportă. Cu 10 la oră am depășit, 20 la depășire. Deci la 130-135 TRK-ul pe autostradă merge perfect. Simți că ai o putere încă foarte multă să depășești, simți că nu ești în limita cea în care ai toate vibrațiile. În schimb, TRK-ul 502, stai ca și pe un Goldwing, ca și pe un GS, foarte comod, dar la 130 deja ești în turații, mai ales când depășești la 140, ești în turații în care... Deja simți un pic de vibrație. În care nici nu mai vezi în oglindă. Da. Deci am uitat în oglindă, dacă vii și am întrebat, Norbi, ești în spatele meu. Deci 140, vibrațiile la mici apar în care nu mai vezi. Da. În schimb... Dacă reduci viteza la 110-120 pe autostradă și spui, mă, ajung cu 5 minute, 10 minute mai târziu, că ți-am zis de multe ori când am mers cu 500, Norbi, hai să reducem. La 120, eu zic că ăla mai bun pe autostradă decât ăsta, fiindcă ai comoditatea. Ai comoditatea, nu mai ai vibrațiile la 110-120 și ăsta e bun dacă pui o șa mai comod. Comodă. Deci, pe autostradă, eu spun, 702 este mult mai bun. Dar când cumpărați, investiți, nu este scump, faceți un șa din silicon și atunci... Dar nu este mai incomod decât a fost la Africa Twin, care a mers în Maroc anul trecut și m-am plâns de șa. Deci nu este mai incomod de șa. În schimb, la protecție, la vânt, foarte interesant, dacă vă uitați la 502 și când o să vă uitați odată la un 502, pare mai lat aici la picior. Aici, la rezervor, aici la rezervor și imediat spui că ai mult mai mult protecție la vânt. Nu. Ăsta pare mai suplu, dar nu este. Este mai lat, dar designul te fură. Deci protecția la vânt, la cap, la umer, la picior, când ne-a fost frig în Croație la 8 grade, la picior, da. Mult mai bun TRK-ul 700. Deci pe regim de autostradă cu un șac confort 700 este foarte bun. Nu am mers cu pasageri, deci nu putem să spunem. Hai să spunem la manevrabilitatea în oraș. Că după autostradă am intrat în Budapesta, am traversat Budapesta, chiar am prins ambutoiaj în Budapesta, da. Aglomerație. Eu aici aș putea spune că amândouă sunt foarte manevrabile. Nu știu tu cum ai simțit, exact. Ca și prima dată ai intrat în oraș mare. Prima dată în viața ta ai intrat în oraș mare. Cum te-ai simțit? Foarte bine. Am fost și în Arad. Nu poți compara Budapesta, da, cu Arad. Mai ales când... După ce am fost în Tanger, am fost în Rabat, în Marrakeș, deci da. Cum ai simțit tu, ca și începător, manevritatea, ai mers cu amândouă în oraș, cum te-ai simțit? Care a fost mai manevrabil în oraș? Cred că în oraș cam același. Un pic mai mult am plăcut 700-le. Cred că mai ușor puțin și mai manevrabil. Da, și datorită probabil că și eu la mersul încet, când am venit aici, am dus în grădină cele două motociclete, ăsta pare un pic, ăla pare un pic top heavy. Da. Deci partea sus este puțin mai grea la 502. Exact. Dar foarte puțin sesizabil. Eu, care am o experiență, nu sesizez treaba asta. M-am descurcat foarte bine și cu ăla în oraș. Dar tu, ca și începător, probabil ai simțit cel un pic ușurat ăsta la manevrare. Plus, dacă ai observat o chestie, că dacă stai pe șa, ghidonul este mai aproape de tine decât la ăla și exact. Probabil că în oraș te ajută mult mai mult. Numai în oraș, când mergi în butoiaș, la întâia trebuie să ai grijă cu aia, are mai multe cuplu, ca și asta și... Sigur, dar aici am încercat să te învăț că niciodată nu mergem cu a întâia, mergem cu a doua și ne jucăm din ambreiaj. Da. Fiindcă la întâia, orice motocicletă un pic acerez, mușcă, deci de aceea și ți-am zis, întâia folosim când pornim mușcă mai bine și a doua, la adventure. Ok, deci mersul în oraș, eu pot să spun amândouă te descurci foarte bine. Mersul pe
drumuri naționale bune, unde avem 100 de km pe oră, eu zic că mie mi-a plăcut mai mult 502, tocmai din cauza șeii. Și tot aici o să ajungem permanent, fiindcă pe 502 așa am stat ca și pe un GS. Eu am GS 1250 Adventure, cine nu mă cunoaște, deci chiar pot să compar cu o motocicletă mult mai scumpă, mult mai confortabilă. Și cam aceeași, așa, ca și la GS. Da, da. Deci, nu știu, tu cum ai simțit la mersul de 90-100, care ți-a plăcut mai mult? Nu vorbim că trebuie să depășești. Mergi, tu uiți la peisaj. Evident că mai comod asta. Mai comod. Mai deci comod. Te simți mult mai comod. Poate că nici caracteristica motorului la TDK 702 este ca și la Africa Twin. Trebuie să mergi tot timpul cu o treaptă mai inferioară decât la acolo. Când te-am întrebat de multe ori ce viteză, deci 4, eram la 5 în curbe. Tot timpul. Deci mi s-a părut și mie pe drum național, dacă nu mergi pe autostradă, 502, chiar dacă este un model mai vechi și mai ieftin, mie mi s-a părut mai bun. Dar nu vreau să aducem câștigător. Eu aș alege, dacă aș merge pe național, și cu ăsta te descurci, și încă o dată spun. Mersul pe drumuri ultrasecundare, eu iarăși aș spune că 502, fiindcă are suspensia mai moale. Mai moale, exact. Suspensia mai moale, 502 s-a descurcat pe grop mult mai bine, asta simți, dar în schimb, la drumuri unde mergeam cu 90-100 în curbe din ăsta foarte faine, se simte suspensia mai strânsă la ăsta, că stă lipit. Ăla un pic de inghi-linghi-linghi-linghi. Ca și la mașini BMW merge mai... Da, are balans, deci ăsta stă mai... Ăsta e mai sportiv, hai să spunem din primul rând. Și rămâne off-road-ul, care aici la off-road, evident, dacă avea acea suspensie moale, 702 este mult mai bun, dar și așa este mult mai bun, cu o singură cauză. Pe ăsta poți să stai în scărițe, pe ăla nu poți, fiindcă... Deci deranjează rezervorul puțin. Stai tu numai să nu te lovești pe cap, încearcă să stai pe scărițe, nu cade, că a pus acolo un lemn, nu cade, dacă nu se duce pe lemn, nu. Deci încearcă să stai direct cu piciorul întins, nu prea poți, că rezervorul aici nu te lasă, deranjează, stai în poziția de atac pe off-road. Mulțumesc, ai înapoi la loc comanda, vezi să nu... Deci, pe off-road, pe ăsta stai ca și pe GS, acolo ai probleme de picior. Pe off-road am lăsat pe Norbi să savureze cine a urmărit. I-am mers cu ăla, m-am descurcat, că având mai mare experiență, dar m-am chinuit pe off-road cu ăla. Dacă nu mergi mult, e ok și asta. Dacă am stat pe șa, am mers ca boșorogii pe off-road, dar nu-mi place să stau pe șa în off-road, îmi place să stau pe scărițe, că de acolo controlez tot. Deci off-road-ul, evident, câștigător 702, dar nu câștigător. Aici, în testul nostru, mi s-a părut că mai ok. Ce avem aici? Mersul, am discutat pe autostradă, și la tulburențe. Foarte mulți, când mergeți pe autostradă, mergeți după un camion, depășiți un camion, ai tulburențe, mai ales la Africa Twin am simțit foarte mult, fiindcă roată 21, fața mare, la GS greutatea jos nu simt. Aici pot să spun că s-a comportat amândouă exemplar, deci mult mai bine decât Africa Twin și sper să nu mă jure cei posesori de Africa Twin. Eu iubesc acea motocicletă și probabil că o să mai am în viața mea. Africa Twin este în inima mea, chiar dacă am acum BMW, dar s-a comportat foarte fain. Am prins viscolul, furtuna în deșert, care a fost dezastru, i-a crezut că ne răsturnăm. S-a comportat foarte bine motocicletele. Deci pot să spun că și ăsta a fost vânt puternic, care rar prins în România. Și eu zic că s-a comportat exemplar. Deci, ciclistica. Vorbim de ciclistică. Amândouă au ciclistică bună. Dacă împingi motocicletele cum am împins noi aici, simți că un pic sunt grele. Cum ai mers cu 3 la oră, ai mișcat motocicletă, nu mai simți nimic. Te uiți acolo, acolo merge. Da. Deci ciclistica motocicletei, foarte bun. Este foarte bună. Am testat foarte multe motociclete aici, un punct roșu Benelli. Protecția la vânt la cap. Protecția la vânt la cap. Noi suntem băieți înalți, 1.94. Evident că nu o să avem niciodată protecție, să o avem un pic în cască. La GS am, dar e parbriz reglabil. Ăștia nu sunt amândouă, sunt parbrize fixe. Acolo ai un pic de turbulențe pe cap. Pe umăr nu prea, foarte interesant, pe niciunul n-am simțit pe umăr, un pic capul mi s-a... Da. Dar și avem căști cu cosoroc pentru off-road și din cauza asta ne-a mișcat. Dar eu zic că protecția la vânt, așa cu parbrizul schimbat, dacă din 100 punct aș da 80, eu zic că e ok.
La picior am zis că ăsta are potențial mult mai bună TRK-ul, deci la picior mult mai bun are ăsta. Nici nu simți vântul ăsta, acolo simți un pic. Vara, în schimb, e foarte bun să simți un pic de vânt. Asta, în 40 de grade, mai bine da. Asta. Noi am fost aprins mai mult și frig și de aceea spun. Putere, evident, aici, la putere, ce să spunem, ăsta are 70 de cai, Benelli 46, 7, nu știu cât are, se simte enorm diferența de cuplu, de putere. M-am simțit iarăși, repet, ca la Africa Twin și sunetul același, deci puterea, eu nici nu știu dacă mi-ar trebui mai multă putere la o motocicletă, chiar dacă pe GS am aproape, am dublu, dar eu cu ăsta... Orice am depășit într-o secundă așa, deci erau niște situații mai calde cu ăsta. Și cu ăla poți depăși, dar trebuie să mergi vreo 10.000 de kilometri cu motorul ăsta. Eu acum m-am prins deja cum poți depăși, trebuie să ai un pic de dinamică, poți depăși, dar ăsta la motor, la putere, la cuplu e mult peste. Dacă deci, mergi pe național, cam ok la puterea asta, când urci pe serpentine, mai greu. Da, acolo când am urcat pe munții Atlași, erau două benzi la urcare și noi am vrut să depășim coloana de camioane. Tot am zis, hai, merg, și am zis, bă, aș merge. Eram și încărcat, aici cu pasager. Poți să urci fain, dar noi acolo eram în depășire, camioane, da. Deci la urcare mă gândesc că trebuie să dai gaz, dar așa lejer urci. Eu cred că tragi un combină sus. Consum, ei, dacă am vorbit că ăsta este mai puternic, nu poate să fie numai dacă papă mai multă benzină. Noi am măsurat consumul mixt, mediul, autostradă, urban, nisip, vânt permanent, ăsta a ieșit undeva la 5,3, eu am făcut calcul după 5, alimentare. 5,3, 5,5, ăla 4,3, 4,2, 4,5. Deci tot timpul era un litru, un litru 200 diferență. Un cele litru și un litru și 200 între cele două motociclete, fiindcă tot timpul am alimentat în același loc, dacă tu ai alimentat 15 litri, am alimentat 13 litri sau chiar 11 litri de mult. Și am mers cu același viteză, deci la consum și la consum pe autostradă. Și asta mi s-a părut interesant. Eu mergeam la 7.000 de ture deja, că am crezut că crapă motorul. El mergea lejer și tot am consumat cu un litru mai puțin. Deci e crazy, nu știu de ce. Deci consumul este... Mai mare motorul. Da, da, dar totuși am mers în turații mai mari și tot consumul pe autostradă era mai bun la 502. Care se simte mai ușor? Am scris aici pentru mine întrebările. Eu zic că 702 se simt un pic mai ușor. În orice situație se simt un pic mai ușor, nu? Da. Dar pentru tine este sesizabil ca și începător, pentru mine aproape insesizabil. Deci să vă gândiți că ăsta e foarte ușor și ăla e foarte greu. Nu, este din 10 puncte, dacă ar trebui, nu știu, ăsta e 9, ăla 8. Deci cam ăsta se simte mai ușor. Interesant că e mai mare motorul, dar o simți un pic mai ușor, probabil că centrul de greutate au pus-o puțin altfel. Anvelopele Pirelli. Despre motocicletă n-avem. Hai să ne gândim ce avem despre motocicletă de spus încă. Spune și tu ceva. Vizibilitate. 502 are montat două proiectoare SVMotec. Când eu mergeam cu ăsta pe Norbi, când veneam din spate, l-am văzut perfect cu proiectoarele. În schimb, tot spuneam la Norbi, la TRK 702, aprinde faza lungă. Deci dacă venea cu faza scurtă, ziva, absolut nu era vizibil. Deci vedeai două luminițe ca și două luminări. Deci eu recomand dacă mergeți pe drum întins. Dar în schimb, cu faza lungă nu mi-era deranjant. Nu mi-era deranjant să spun, mă, oprește faza lungă, că odată ți-am zis, de atunci au bătut și soarele și toate. Dar în schimb, dacă mergi cu faza lungă, nu... Nu deranjă în spate, ci fără dar se deschide lumina. Deci, vizibilitatea, eu spun, ăla fără proiectoare nu e ok, deci trebuie să montați două proiectoare. Da. Pe ăsta, ăsta e pe LED, 702-ul, deja, dacă mergi cu faza lungă, este ok. Ce mai avem despre motociclete de zis? O să uităm, probabil, cutia, am spus la teste, merge perfect la amândouă. Noi am mai reglat... înălțimea schimbătorului, fiindcă amândoi eram cu cizme de enduro și ca să intre cizmele n-au fost probleme și pe drum am mai reglat, am adus cule cu noi. Eu odată cu ăsta n-am putut să schimb în jos, fiindcă am ridicat prea sus, apoi am reglat, a fost perfect, deci vă recomand să duceți câteva scule cu voi, reglam și ghidonul, pe off-road un pic am ridicat, deci
Dar au fost perfect și ambreiajul foarte Da. Ușor. Deci n-am avut absolut chiar nicio problemă tehnică, dar niciodată n-am avut în mine să spun, bă, să va strica. Și chiar dacă stau deja 16.000 de kilometri cel galben și a fost și la, nu știu unde, am înțeles, la ceva concurs off-road aici. Deci motocicleta este o motocicletă de teste care s-a dat el. S-a dat el și uite, arată ca nou. Dacă n-am vorbit despre frânele. A, hai să vorbim despre frâne. Foarte bine. Bine, frânele deja am prezentat în teste. 702 are frâne mai bune. Mai bun. Se simte. Tereca 502 are frâne bune, dar dacă vii de pe o motocicletă Honda, BMW, cum am venit eu de pe Africa Twin și GS, acolo un pic pui mâna și deja mușcă, ei aici trebuie să tragi. La 502 prinde, la it! Ai tras, deci nu numai cu două degete, nu e o frână cu două degete, e o frână cu pumnul. Dacă vrei să te oprești repede, cu două degete funcționează foarte perfect, dar când ai un safety, atunci atragi. 702 nu e un BMW la frână, evident, nici banii aia, dar în schimb, dar poate că aici e și diferența, că ăsta e nou, ăla a fost, are deja, nu știu, 3-2 ani, deci nu știu. Dar nu, că înainte să mergem, am schimbat plăcuțele alea, deci nu, nu știu. Nu știu, 702 mi-a plăcut mai mult cum frânează și frâna din spate, când luam virajele strânse pe serpentine, m-a ajutat mult mai mult frâna din spate, la ăsta simțeam mai bine. Deci frânele categoric la 702, dar nu spunem că nu poți să te oprești cu cel galben, dar trebuie să fii atent. Trebuie să fii atent. Anvelope. Și dacă mai găsim ceva la motociclete, revenim. Anvelopele, când am cumpărat, eu am cumpărat deja foarte multe motociclete noi în viața mea, să fie BMW, Honda, Suzuki, ce am mai avut nou, nu știu. Cu ce vine din fabrică, tot timpul se tocește mult mai repede. Ei, ăsta venind din fabrică cu Pirelli Scorpions, am cumpărat același model, deci cred că motocicleta asta, deci când a avut ăsta 1000 de kilometri, atunci am cumpărat pe ei. Deci, anvelopea asta are cu 1000 de kilometri mai mult și arată identic. Și chiar dacă cu ăsta venind din fabrică. Deci motorul ăsta are 6.000 de kilometri și vă arăt aici cum arată anvelopa. Eu zic că foarte bine. Și vorbim de anvelope 50-50 off-road. Mie îmi plac. Chiar dacă am cumpărat anvelopele, nu am primit de la Pirelli, dar pentru Maroc și pentru situații unde mergi pe off-road, mie îmi plac anvelopele astea. Într-adevăr, pe autostradă un pic auzi. Asta e. Ceva pentru ceva. Dar mi-e plac foarte mult și am demontat mitul la Benelli că dacă cu ce vine din fabrică se tocește repede. Nu, cu ăsta cred că aș mai face un drum de Maroc. Da, lejer. Manșoane încălzite. La TRK poți să comanzi manșoane încălzite, am și pus manșoane încălzite, dar tot Oxford, n-am luat cel din fabrică. Eu am rugat pe Benelli să-mi pun Oxford, mi-e place foarte mult să avem același încălzire în manșoane. Și a funcționat perfect. A funcționat perfect, deci niciodată nu aș pleca martie, aprilie, nici în vara dacă mergi în Munții Alpi, fără manșoane încălzite. Noi zic că jumate din drum am folosit și în Africa când am prins frigurile, da? Vânturile, am folosit manșoane încălzite, costă 300 și ceva de lei la Botomus sau și la Zdile, că nu, prețurile nu diferă. Eu vă recomand manșoanele încălzite. Mai ales dimineața. Deci... E o investiție de 100 de euro cu montaj, trebuie neapărat. Șa încălzită. Asta nu are. Am înjurat șava asta că este ultra incomodă și este ultra incomodă, dar șava încălzită, chiar dacă am pus, vă arăt aici SV Mote cu perna, puțin să mai fie mai comod, a încălzit și cu perne cu tot. Da. Deci ăsta mi-a plăcut că a încălzit șava dimineața, așa încălzită. Eu la GS n-am, dar vreau să pun. Deci vreau să pun. Așa am cumpărat, atunci nu se mai da cu așa încălzită, dar e o chestie faină. E o chestie faină. Hai să vorbim de gențile laterale, ce vedeți aici și Norvi, ce vezi acolo. Chiar dacă am schimbat noi motocicletele între noi, tu ai avut hainele, accesoriile acolo, eu am avut aici. Amândouă sunt bune, chiar dacă Motecul este mai scump, eu nu cred că este mai bună. Sunt foarte bune amândouă. Este un pic mai mare Motecu, deci poți să pui mai mult în el, probabil și prețul de aceea. Dar eu m-am descurcat cu ce am, ați văzut, două geni. Am avut altceva, deci cele două geni, și am avut unul numai laptopul și aparatele de filmat. În celălalt am dus hainele pentru 3 săptămâni și ne-am descurcat și am avut și haine groase acolo, că ne-a fost fric. Eu n-am mai mers cu GV Canyon. Eu m-am îndrăgostit de...
gențile astea. Chiar dacă cu Motecu am fost anul trecut tot în Africa cu Africa TV, același produse, amândouă sunt bune. Deci eu zic că dacă vreți să alegeți un produs, dacă vreți genți mai mari, Motec, dacă vreți un pic mai cochet, mai mic, GV nu o să vă dezamăgească, absolut. Deci mie mi-a plăcut foarte mult și mai ușor de împachetat, parcă nu știu, dar este mai mic, într-adevăr. Dacă mergi cu două persoane sau mergi, nu știu, Mongolia, adică Motecul. Și foarte important că am prins furtuna în deșert, acum puneți 18, ăla știți, pe copii puneți urechile repede și în cur am avut nisip. Deci, sincer, tot, când am făcut baie și acolo am avut nisip, dar în geantă n-am avut, n-am înțeles. Deci, foarte bine izolată. Am prins ploi, n-a intrat ploia niciunul și am două ori am spălat motocicleta. Da, la spălătorie și nu intrați. Absolut. Și am zis la el, dă mă cu jetul pe el, că era murdar, zic, dă cu jetul, am frate. Spălat și ieri. Și ieri ai spălat și nu intra apa, deci testul de impermeabil 100% și nici nisipul n-a intrat, deci vă recomand și ESO Motec. Modelele nu știu, dar foarte important, despre orice accesor vorbim acum, aici în descriere la video, vedeți link-urile unde puteți cumpăra absolut tot. Geanta de rezervor. Evident, ăsta a bătut Motecul din simplu motiv. Ăsta se poate lua așa ușor jos și pe ăla nu se poate, fiindcă altfel e făcut rezervorul, trebuie să pui cu strapurile. Stă bine, nu se mișcă, da. Deci stă foarte bine, dar na, când alimentezi trebuie să deschizi două strapuri, deci nu-i nu știu ce, dar mie mi-a plăcut mai mult ăsta. Și pentru mine. Dar hai să spunem că amândouă sunt impermeabili, deci n-a intrat apa niciunul. Deci ăsta e foarte important. Aia ghivi mai mare puțin. Ghivi mai mare, aici am ținut eu camera și tot, da. Deci ghivi, dar în schimb, dacă... Și pe ăsta poți să pui Motec care e cu magnet. Da. În cauza rezervorului la 502. Eu pe BMW acum, de exemplu, mâine o să comand, o să-mi pun tot Motec cu magnet, dar așa mare ca și ăsta. Accesor, am vorbit, deci da, amândouă sunt bune, dar fără tank bag, eu n-aș porni într-o nici aventură. Te oprește poliția, ai aici tot, actele, deci mie mi-a plăcut foarte mult. Exact. Aici am pus tot, deci... Genți, alterave, genți, rezervor, ok, am vorbit despre accesor, n-am căzut cu motocicleta, nu știm dacă crash bar-ul este bun, nu este bun. Și înainte să trecem la echipamente purtate, eu, Spiri Modeca, aș vrea să spui tu, Norbi, ca și începător, cum ai simțit prima ta aventură și nu ai mers până la Valea Doftanei, ai mers în Maroc, ai mers pe un vânt pe care... Sincer spun, și eu abia am putut să nu cad. În niște orașe, Rabat, vorbind de Rabat, Marrakeș, acolo parcă m-am simțit mai bine, da, dar Rabat a fost dezastru. Și am intrat la ora 3. Am prins și, da. Spune tu, în 3 minute, cum te-ai simțit cu cele două motociclete? În primul rând că ăsta l-am testat. Dacă ai mai pornit cu cele două motociclete, care a fost cel mai greu pentru tine acolo? Și care a fost cea mai ușoară? Începem cu cum ți-a plăcut cele două motociclete. A plăcut enorm de mult, să zicem asta, ambele motociclete. Am mers mai mult cu 700-le, cam 80%. Dar cu care ți-a plăcut să mergi? Mai bun, sincer, asta e un vlog sincer. Nu? 700-le puțin. De ce? Motivul că, nu știu, așa mai are mai multe cuplu puțin și... Bine, și ajunge asta, fiindcă mai ales la începător. Numai am îndrăgostit la ea, nu știu de ce. Dar tu care ai pornit cu 2000 de kilometri în mână, cum ar veni, sau nu știu cum se spune, nu a fost prea mult pentru începător 700-le? Cum ai simțit? Eu zic că nu. Nu. Și îmi place probabil mai mult 700-le, că eu plac să merg în off-road și în scăriță stai mult mai bine. Cum a fost prima ta off-road? Că am urcat la 2800 de metri, de altceva când ai fost la trenii și ai ocolit acolo, nu știu, jalonele. Sincer, am avut un pic de frică, mai ales când am mers cu nemții acolo și da, și am văzut vlogul, noi am mers cu niște nemți care au făcut off-road, noi încă n-am avut nici permis pe motociclete. Eu zic că am descurcat foarte ok. Asta tu ai... Eu trebuia să urlu la tine de mult, o să stai, iasă, mai ușor nu te lua după ei, că ia-s profi, dar... Au plăcut enorm de mult. A fost foarte fain. Eu spun sincer că eu sigur am fost, că o să cădem amândoi acolo pe off-road. Da.
Dar nu... A fost foarte greu când am mers în vânt puternic, mai ales acolo în serpentine. Prima dată în viața ta ai prins vânt. Da. Vânt așa de puternic. Deci aia... Bine, am reducat viteză și am mers cu 50-60 și național. Cel mai nasol a fost, cred că, vântul, chiar dacă nu era cel mai puternic, când am coborât de pe vapor și am urcat acolo sus, prima noastră ieșire, fiindcă da. Era prima oară. Eu nu nici m-am dat anul ăsta cu motocicletă, deci am prins din prima un vânt în care am zis, mă, ne oprim, ce facem? Și acolo, înainte de Jurassic Park, unde a fost serpentina aia. Da, la era și dia, da. Deci acolo, da. Vântul a fost, da, hai că tu trebuie să povestești. Cum a fost să mergi cu motocicleta, amândouă Benelli, în Maroc? Am întâlnit cu nemți care unul avea GS, unul avea Desertist, deci aveau motociclete de 3 ori mai scumpe. Cum? Cred că 100% au făcut fața, deci ajunge. Nu, dar cum te-ai simțit tu așa sufletește? Că am oprit la Shell de mult, tot să alimentăm și să bem o cafea și tot timpul lângă noi GS-ul, Africa Twin și noi cu cele două Benelli. Cum nu te-ai simțit așa, mă, că uite, să săraci în România? Nu. Niciodată. Eu zic chiar din contra, au venit foarte mulți motocicliști să ne întrebe despre Benelli. Și chiar... ciudat, că, vai, ce fain arată. Da, deci asta spun că chiar am fost mândri. Asta arată ca și un mic GS, cum arată designul. Foarte mulți au venit, ce motociclete sunt astea? Exact. Mai ales că pe ăsta nu prea scrie Benelli, nici nu este logo-ul pe motorul ăsta, nu știu. Benelli unde a pus logo-ul, eu nu prea am găsit, numai scrie Benelli. Acolo. Da. Aici. Da. Nu, dar scrie Benelli, nu există logo-ul. Da. Pentru mine asta a fost a treilea expediție mai mare, să zicem. Am fost două cu mașină, cu Logan. Dar nu, acum suntem cu motor. Asta vreau să zic că a fost mult mai ok cu motocicleta. Deci am simțit... De ce? A fost libertate mai mare și... Nu știu... Mai te-a plouat, te-a bătut vântul. Mașina nu te-a plouat, nu te-a bătut vântul. Era să te doboră deșert. Când a plouat acolo la Munții Rifres, a fost una din cele mai faine ziua. Deci n-am simțit niciodată că plouă și ce. Deci asta e foarte greu să înțeleagă mulți și nu se dau cu motoare, că chiar dacă te plouă, chiar dacă e frig, chiar dacă e cald, chiar dacă transpir, nu știm să explicăm senzat. Poate am crezut că Nordic știe să explice că e începător, dar nu știe nici ce să explice, numai s-a simțit mai bine. Mult mai bine cu motocicletele, deci, nu știu, ai o libertate și am îndrăgostit. Și ne-am făcut prieteni, că motociclistul face prieteni. Dar aici o să discutăm un alt loc. Hai să vedem în oraș. Când ai intrat în orașe care nu se compară nici cu Bucureștiul, cel mai aglomerat oraș la mare este București. No, cel mai greu, dar... Fiindcă nu se respectă niciun semn de circulație. Ideea că trebuie să fii foarte atent, mai ales cum mergi, cum mineați. La scuteriști. Da. Și dacă nu ai frică, atunci poți să mergi lejer. Deci eu zic că am demonstrat cu această aventură că chiar dacă ești un începător, poți să mergi. Bine, avantajul nostru a fost că am fost lângă el, în cască permanent am spus ce să facă, dar și că a făcut cursul off-road. Dacă nu făceai cursul off-road, te descurcai în off-road, sincer. Cred că nu. 100%. Deci când ai mers tu pe off-road și ai găsit serpentinele, într-adevăr, am urcat și erau niște bolovanuri, imediat ți-a dat seama de tehnică ce a povestit instructorul. Da. 100%. Deci știai tehnica. Bă, cum a zis aici? Și de aici mii de mulțumesc pentru Otto. Da, și mers la off-road training. Da, neapărat training-ul și la on-road și la off-road. Ok, am discutat despre tot ce există motocicleta. Eu și mâine aș porni pe drum. Dacă mâine ar trebui să mergi la Vladivostok, care motocicletă ai alege? Să mergi în Vladivostok. Așa cum sunt ele. Greu. Se aleg. Nu știu. Ce spune inima? Nu ce vrea să audă Benelli. Lasă tu, că ei se uită. Nu știu. Pentru mine un puțin 702. Deci dar asta mai comod, dar nu știu. Nu, dar acum te sună Benelli România, sună telefonul și spune Norbi, ți-am virat, nu știu, 5.000 de euro în cont, tu te la Vladivostok, azi trebuie să, mâine trebuie să pornești, dar o motocicletă poți să iei, că nu poți două. Care? Care ai pune mâine? Eu 700. Cu 702. Da. Atunci puteți să mergem împreună, că eu 502. Fiindcă e foarte simplu. Până în Vladivostok ai cât de cât de urcat, dar comoditatea ce mi-a oferit mie 502, da. Chiar dacă o să fiu mai încet și o să merg după tine și mă aștepți la benzinărie cu 702,
Dar eu tot ajung, dar mai comod, n-o să mă doare curul. Deci eu dacă ar trebui să merg mâine în Vladivostok, aș alege 502 din mai multe motive. Că e mai comod și e diferență de preț aia, 2000 și ceva de euro. Că în aia 2000 și ceva de euro îmi plătesc cazarea, tot, deci rămân bani de benzină. Dar tu vei merge mai funny. Da. Eu mai comod, tu mai funny. Tu o să zâmbești mai mult, dar o să te vaiți mai mult în pat seara. Da, asta e interesant, pentru că și trainingul cu 502X am făcut. Înainte când am plecat în Maroc, am mers mai mult cu asta. Dar când am mers mai mulți kilometri, mii de kilometri, după aia am îndrăgostit la 700-le. Deci trebuie să mergi mai mult, nu ajunge un test să mergi 10 km și no, asta mai ok. Nu, și de aceea și mă bucur că am putut să facem testul ăsta de anduranță, fiindcă am mers mult și am schimbat între noi și atunci îți dai seama, urcând de pe unul pe celălalt. Și ce am observat și ce îmi place foarte mult, cele două oglinzi. Și multe ori nu vorbim despre oglinzi. Da, eu ieri m-am urcat pe GS și abia că n-am văzut nimic. Pe ăsta vezi absolut tot, deci sunt foarte bune oglinzile, e acolo, vezi peste umăr, deci... singurul dezavantaj la amândouă, zic, bine, la prețul ăsta, că suspensia de față nu este reglabilă. Deci acolo pe off-road puteam să ne jucăm un pic cu suspensia și nu era ăsta așa rigid, dar ăsta nu sunt mașini, motociclete de off-road. Deci dacă vrei să mergi pe cuca măcăi tot timpul, nu alege. Ăsta este un SUV ca la mașină sau, nu știu, un Duster. Știi, că nici Duster nu e mașină de off-road, chiar dacă noi am mers și spun că nu. Land Cruiser a fost de off-road sau sunt multe. E un SUV care are niște cunoștințe de off-road. Și pe ăsta, dacă mergi în aventură și se termină asfaltul cum se termina la noi dintr-o dată, faci față. Evident că ea cu dezertic sau cu motociclete pe off-road cu KTM-uri merg lângă tine cu Africa Twin. Dar ăsta este o motocicletă, dacă vă place aventura și dați de niște drumuri proste, chiar nu off-road, nu o faceți de râs, mergeți cu același viteză și pe asfalt, mai prost, în grop, nu simte. Deci, motocicletele, cine vrea aventură, eu zic că motocicletele astea sunt gata de aventură. Ok, hai să vorbim despre echipamente. Hai să vorbim despre echipamentul tău prima dată. Eu o să-mi trag burta până atunci. Și eu trebuie să trag. Eu am mers cu Modeca Panamericana 2. Panamericana 2, care este cel mai nou echipament și cred că e cel mai scump de la Modeca. Da. Spune cum te-ai simțit, absolut cum ți-a plăcut. Am simțit foarte bine, pot să zic foarte comod. Un singur lucru pot să spun dezavantaj, dar nu dezavantaj dacă obișnuiești, că puțin grea. Deci și geacă puțin grea, dar bine, tu am obișnuit. Bine, tu ai putut compara cu Speedy, dar o să vorbim despre asta. Cum ți-a plăcut la frig? Ți-a fost frig? Nu. Și la... Nu, cred că niciodată. Și mă mir că și la cald a făcut față, că am prins o 30 și ceva în Marrakesh. Da, e noroc că am foarte multe arisire, am deschis toate și a fost foarte ok. Da. Deci dacă te aduce încă o dată în Maroc, te aduce tot cu echipamentul ăsta? Da. În iulie, august, nu știu, dar... O să testăm în iulie, august. Eu zic că da, da. O plăcut. Eu zic că și în iulie, august ar face față, fiindcă 14 arisire am numărat pe el. Da. Și culoarea îmi place, fiindcă aici e culoare, să vorbim că i-am avut un dezavantaj cu negru. Negru. Nu că mulți au zis, băi, negru că e cald, nu. Am simțit. Nu de aceea, nu. Mai ales în off-road. Când am coborât de pe off-road, eu arătam ca, nu știu, parcă mă rostogolam în praf și tu și n-ai asta, avut praf, dar nu s-a văzut. Nu s-a văzut, da. Hai să vorbim și despre Speedy Frontier, ce am eu pe mine. E un pic mai slim, mie îmi place așa. Trag burta și e ok. Deci mie îmi place așa că e mai slim, pantalonii cum sunt. În schimb, aerisirile nu am mers prea departe, sunt două pe pantalon și două aici. Dar eu nu știu nici ce material a făcut Speedy, fiindcă... Bine, mai are și o căptușoală care noi am scos acum că e cald. Dar cu căptușoala am mers când a fost 10 grade, 12 grade, nu mi-a fost frig. Când am ajuns la 20 grade, am scos căptușala și tu, de fapt. Da. Și nu... Foarte interesant hainele astea Speedy. Fiindcă, cum ai zis tu, cu greu și ușor,
Dar de aici ai simțit tu că e greu? Că eu am avut apa asta mult, tot așa e greu, ca și Modeca. Asta e o tehnologie nouă de la Speedy, care a apărut anul ăsta și foarte ușor, trebuie de foarte ușor. Acum nu știu, noroc că l-am căzut și n-am testat la ce se întâmplă, dar în schimb, chiar dacă nu are multă aerisire, și la 30 de grade nu mi-a fost ultra cald. Mm-hmm. Materialul ăsta care e făcut, nu știu, deci eu m-am simțit bine și la 10 grade și la 30 grade. Ții minte că după săptămână am sunat la cei de la Speedy, care mi-au dat împrumut haina asta, deci nu s-a mele hainele. Și tu ai zis că vrei să cumperi. Nu, am zis că nu mai primești înapoi. Da. Acum nu știu dacă o să-mi factureze sau nu. I-am zis că ăsta vrea să fie echipamentul meu de anul ăsta. Poate că o să mai iau o geacă de altă culoare, dar pantalonii sunt buni. Că sunt, este și o geacă culoare a deșertului. Poate că pe off-road e mai bun. Aici în descriere aveți link-ul. Mie îmi place foarte mult. Și tu ai zis că îți place foarte mult. Deci chiar e bine, dar mie mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Mai ales că tu foarte greu ai băgat în cizme, fiindcă e alt tip de pantalon. Da. Și uite, la mine este slim și am putut să bag, nu cu cizmele astea am fost cu cizme Enduro GS, acum n-are relevanță aici. Tu cu un Alpenstar care... Eu cu asta arăt mai musculos ca și tu. Da. Pe poze toată lumea, tocmai din cauza asta, și sau când am întâlnit cu localnici, am zis că tata și fiu, am crezut că sunteți frați. Probabil că nu era cât un munte, eu așa mai slim cu burtă, dar nu. Eu cred că ăsta o să rămână echipamentul meu de anul ăsta. Nu știu dacă îmi dă Speedy. De cumpărat, sincer, aș cumpăra dacă n-aș avea 4 echipamente Speedy acasă. Deci am încă 4 echipamente Speedy, dar cea acum nu aș cumpăra, dar sper că o să-mi lase măcar, chiar dacă nu-mi dă mie, dar să-mi lase sezonul ăsta. O să vedeți pe vlogurile viitoare. Eu am înțeles că ție îți lasă Modeca să te plimbi cu el anul acesta. Mulțumesc frumos! Și o să testăm și pe cald. Mănuși! Multor, mulți mergeți să cumpărați mănuși și așa am fost. Bă, dăm cel mai ieftin mănuși. Și de când mă duc cu 5. Eu, sincer, nu mai vreau să o văd și să au nici de altă mănuși. Și de ce? Bine, asta e un mănuș de vară, am fost și cu de iarnă, dar am lăsat în casă. Dar aici, în descriere, vă lăsăm toate link-urile. Și ce m-a plăcut la mănușele astea? Sunt aerisite. Dacă era 10 grade, am băgat manșoane încălzite, nu mi-a fost problemă. Dar, în schimb, absolut toate degetele pot butona GPS-ul, da. Telefonul. Asta contează. Și ăsta e un avantaj la motocicletă, că nu trebuie că nu merge, că noi mai ascultăm, suntem muzicanți, ascultăm muzică, mai schimbăm acolo, mai trebuie să apeși, da, și la tine o mers perfect, așa-i? Da, tot același, sau același, numai Five și asta. Da, deci eu vă recomand, merită. E un produs nou în România, și la Motomus se găsește, dar am înțeles și la ceilalți dealer. Da. Eu cu ăsta am fost, uite, cu mănușile ăsta Five am fost anul trecut și la Nordcap și la nu știu unde. N-am avut probleme. Se ved deja pe el urme de uzură. Foarte ușor, eu mai ales asta. Nici nu simți că ai mănuș. Da. Deci ăsta mi-a plăcut, că nu simți că ai mănuș. Și are protecție. Simți pe off-road tot, absolut tot ce faci. Deci mie nu-mi plac mănușile ăla tari în care nu simți nimic. Deci mănușile... Mi-a plăcut. Despre căști nu vreau să discutăm, că am fost cu căștile noastre personale care am cumpărat că ne-a plăcut. N-am avut niște căști să mergem să testăm. Da. Deci de aceea nici n-am adus aici căștile. Casca mea, Climo, ați văzut în multe videouri, trebuie să schimb interiorul. A căzut și a ta, a căzut. Nu trebuia scăpat casca și a zis, bă, lasă-mă cu casca de aventură, așa trebuie să arate, zgâriat, lovit, asta este. Deci asta a fost, am mai notat eu ceva aici, e un vlog așa, de... Și să vorbim și puțin despre asta, dar am făcut aici deja video de aproape, vă arăt. Care pui pe șa SV Motec, eu zic, dacă nu avea ăsta, era mult mai greu. Merită banii. Merită. Cu două curele prindeți și eu zic ușor, că... Ușor, da. Eu zic, se poate umfla.
Noi am mai băgat și burete. Cum am ajuns la burete, nu o să vă spunem, dar am făcut rost de niște burete. A fost mai greu decât să cauți aur, dar am găsit la urmă. Dacă pui acest, eu nu știu cum se spune ăsta, șezut adițional, eu zic că poți să mergi. Merită. Deci dacă aveți o Shine comodă, eu zic că merită să luați de la, și la Motomus găsiți. Hai, la final trebuie să spunem ceva frumos. Mulțumim, Benelli România, pentru că ne-ați acordat credit în primul rând. Noi mulțumim că v-am putut oferi vizibilitate. Eu cred că am făcut un test de anduranță sincer și noroc că nu s-a stricat, dar credeți-mă, dacă s-a stricat motocicleta, vă spuneam. Deci credeți-mă. Da. Dar eu mă bucur că am întâmpinat probleme tehnice. Nu știu anul ăsta dacă o să mai fac aventură cu Benelli, nu știu ce aduce viitorul, trebuie să fac și cu BMW-ul. Triumph România, Triumph de la Cluj m-a căutat să merg și cu un Triumph la aventură. Trebuie să testez și un Kawasaki Versys, sunt tânere, deci nu știu, motocicleta mea stă în garaj și nu se strângă kilometri. Deci o să fie multe și teste, multe teste. Mi-e așa place să fac un test la motocicletă, că mă duc undeva, nu un jumătate de oră, mie nu-mi plac testele, dacă iau o jumătate de oră și nu pot să spun nimic. Peste 5-6 zile am aflat niște chestii la motocicleta asta care... Dar Marocul vă recomand și aici, la finalul vlogului, în aventură, am spus că în octombrie, sfârșit de septembrie, octombrie, organizez prima mea tură cu grupul ăsta, deja de 2 ani jumate lucrez la firmă, la aceste chestii și o să încep primul cu grupul Maroc. Atunci am anunțat foarte scurt și maxim 80 motocicliști. Ați scris e-mail 20 și ceva de motocicliști. Săptămâna viitor o să vă sun pe toți, o să vedem. O să fie pe site-ul berticiottilo, vă las aici.ro, la aventuri în grup. Săptămâna viitor o să vă las despre ce este vorba, cât costă. Atâta pot să spun că prima tură vom merge dar pe asfalt, după ce vedem, și două ture pe an vor fi, primăvara și toamna în Maroc. Restul mai vedem. Mai mergem în Maroc? Mai multe ori. O plăcut enorm de mult. Cea mai frumoasă seară. Deci noi am umblat, am umblat în 53 de țări. Tu... Eu 34. 34 și putem să spunem că pe Marocul o plasăm pe podium. Da. Nu vreau să fac locul 1, locul 2, locul 3. Marocul este pe podium pentru mine și pot să spunem că pe podium sunt încă două țări. Fără să facem politică, Rusia, că ne place Siberia foarte mult. Și Mongolia. Și Mongolia. Deci, dar Marocul e acolo deja, se bate pentru primul loc, așa da. Simți. Și are șanse mari să fie câștigător. Marocul, nu pot să vă spunem ce dă, numai cine a fost. Și sunt oameni care au fost și nu i-au plăcut. În Maroc trebuie să știi ce să mergi să vezi. Deci în Maroc, dacă nu știi, eu acum am mers a treia oară în Maroc și deja ne-am făcut foarte mulți prieteni marocani care ne-a dat rasee. Mulțumim și lui Flo de la Flo Adventure, care a mers la 5 poare, el organizează cu mașinile, vă recomand. Mi-a dat niște trasee, mulțumesc Brother, cum spun marocanii la Brother. Dar dacă mergi în Maroc cu autocar turistic și nu știi unde să mergi, s-ar putea să nu-ți pleacă. Că sunt zone unde nici mie nu mi-a plăcut și am zis că nu mai mergem acolo. Exact. Dar dacă știi, și de aceea aș vrea să organizez această tură, dacă știi unde să mergi, îți va plăcea 100% și știi ce hotelul să alegi, nu tot timpul cel mai scump hotel este cel mai bun hotel. A plăcut la Riad cel mai mult. Da, deci. da, la Riadul. Da, Riadul. Deci, dragilor, asta a fost aventura din Maroc. Cheltuielile, de data asta, nu o să vă spunem, fiindcă am făcut cu Africa Twin anul trecut. Căutați acel video și mai puneți 20%, fiindcă s-a scumpit și Marocul, plus că Norbi. Deci, a fost două persoane, nouă persoane. Dar Marocul, de față, ce a fost anul trecut, s-a scumpit cu vreo 20%, ca și România, ca și Rusia, ca și Mongolia, ca și Germania. Deci, se vede și acolo efectul inflației. Dar eu m-am simțit bine. Și eu. Chiar dacă am plecat cu probleme la spate, dar mi-a trecut pe timp. Cum pot să mă duc? Ok, mulțumim că ați urmărit și acest episod. Urmează altă aventură și alte teste moto.
și de ce nu să mergem împreună în octombrie în aventura din Maroc. Să rămână! La revedere!